Nu ratați băianjenul Marvel și prietenii lui uimitori la Disney Junior, dar mai întâi să urmărim un alt moment magic. Astăzi, supereroii noștri vizitează o expoziție de artă la muzeu. Super! Numai că monstrul verde plănuiește să distrugă toate picturile. Trebuie neapărat să-l oprim! Haideți, pe aici! Uitați! Acum te-am prins, monstrule! E timpul să nu mai distrugi capodoperele! Oh, dar mă simt chiar foarte bine! Ai ratat! Nu contează! Mai e una chiar aici! Chiar ai ratat, monstrule? Voi trei începeți să mă enervați! Nu! Nu-i nimic, nu mă deranjează puțină mâzgă dacă asta salvează tabloul. Și le-am salvat. Voi, păianjenilor, încercați să-mi stricați distracția. E timpul ca eu să stropesc cea mai faimoasă pictură din lume. Te referi la... Doamna, rochie verde. Nu! Totuși, la ce bună o rochie verde, fără o față verde, cu care să se potrivească? Mă duc să o caut. La revedere! Să mergem după el. De fapt, stați puțin. Dar monstrul o să strice pictura ta preferată. Trebuie să-l oprim înainte să ajungă acolo. Sau ajungem noi primii. Monstrul verde nu știe unde este doamna în roche verde. Dar noi știm. Vă amintiți? A zburat în direcția greșită. Așa este! Ne-a spus domnul Von Carnegie. Camera 13, la capătul holului principal și la stânga. Frumos! După ce luăm tabloul, cred că am o idee cum l-am putea opri pe monstrul verde. Hai, pânză, hai! Încă puțin aici... așa arată bine! Și cât că puțin și aici... cred că e destul! Wow! Ești un mare artist! Arată aproape la fel ca originalul! Mulțumesc! Așa cum am spus, am învățat foarte multe studiind această capodoperă. O să-l ascund pe cel adevărat ca monstru să nu-l găsească. Perfect! După ce păinjenele revine, voi doi îl duceți pe cel fals la monstru. Când îl va vedea, va crede că e cel adevărat și îl va stropi. Lăsați-l să vă urmărească puțin și mai câștig timp. Timp pentru ce? Timp pentru mine, ca să mai fac un tablou și să-l opresc definitiv pe monstru. Unde este? Tabloul trebuie să fie pe undeva pe aici. Hei, monstrule verde! Ia uite ce avem noi! Doamna în roche verde! Cum de-ați luat-o? Eu vreau eu! Acum! Pe asta nu vei stropi! Nu fi atât de sigur, păianjenelule! Pot să-l stropesc din orice unghi! Bună asta! Nu o să mă opriți așa de ușor! Sunt sigură că putem! Pa, pa! Bună aruncare, fantomă! Aduceți-l imediat aici! Vreau să-l stric! Oh, ce bine! Pot stropi trei păianjeni dintr-o dată! Hei, nu pot să faci asta! Tocmai am făcut-o! Se pare că timpul tău artistic s-a terminat, monstrule! Da, s-a terminat! Și nu ai pe unde să pleci! A, nu? Ce spuneți de ieșirea asta? Chiar de aici? Ai pictat o ieșire falsă pe perete? Wow! Chiar ești un artist bun! N-ai cum să nu iubești arta, nu, monstrule? N-ai cum să nu iubești arta. Cu ajutorul talentului artistic al lui Miles, echipa băienjenelului a reușit să protejeze toate picturile din muzeu. Fiecare se pricepe la ceva ce le poate fi de ajutor altora. Trebuie doar să exersăm până vine vremea să ne folosim priceperea. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și urmăriți Disney Junior pentru serialele voastre favorite!